Dacă în cartea Iosua, Duhul lui Dumnezeu dorește să ne învețe câteva principii de cucerire a țării și să ne relateze modul în care poporul s-a achitat de sarcinile primite, cartea Judecătorilor ne prezintă câteva dintre consecințele neîmplinirii responsabilităților date de Dumnezeu. Generația lui Iosua este foarte diferită de generația Judecătorilor. Dacă generația lui Iosua a luptat cu inamicii, generația Judecătorilor s-a împrietenit cu ei. Dacă generația lui Iosua a trăit sub un regim teocratic, generația Judecătorilor a trăit sub un regim anarhic. Dacă generația lui Iosua era caracterizată de strigătele de victorie, generația Judecătorilor este caracterizată de strigătele disperate după ajutor. Dacă ne uităm peste întreaga carte a Judecătorilor, am putea o numi vremurile cele mai rele. Adevărul central al acestei cărți ar putea fi așa de bine descris de cuvintele Proverbelor, capitolul 14, versetul 34. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Și aceasta mi-aduce aminte de un exemplu din istoria Chinei de data aceasta. Oamenii Chinei antice au căutat securitatea față de hoardele barbare care coborau din nord, construind marele zid chinezesc. Zidul se întindea pe o lungime de 2250 de kilometri, era lat de între 4 și 13 metri și înalt între 7 și 16 metri. Zidul era prea înalt pentru a trece peste. Era prea gros pentru a-l dărâma și era prea lung pentru a-l înconjura. Cu toate acestea, în prima sută de ani de existență a zidului, China a fost invadată de 3 ori. Cum a fost posibil? Barbarii, pur și simplu, i-au mituit pe paznicii porților și au pătruns pe poartă și au invadat împărăția. Fisura fatală în sistemul de apărare a Chinei a fost caracterul cetățenilor ei. Chinezii și-au investit resursele în construirea unui zid de apărare în loc să investească în clădirea de caractere. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea, fisura popoarelor. Fisura Israelului din vremea Judecătorilor era lipsa de caracter. Neglijența poporului în a investi în caracterul oamenilor săi. O națiune, o biserică, o comunitate este doar atât de puternică cât îi permite caracterul membrilor ei. Ceea ce năucește un popor este păcatul, nu lipsa resurselor. Neprihănirea, în schimb, suplinește lipsa resurselor. Așa că ne uităm la Cartea Judecătorilor și uitându-ne la ea, vedem imediat că, într-un fel, este un soi de filozofie a istoriei. Din păcate, istoria demiterii unei națiuni. Renumitul istoric Jorge Santayana spunea cu multă înțelepciune: cei care nu-și mai amintesc trecutul sunt condamnați să îl repete. De aceea vrem să ne uităm în viețile câtorva judecători pentru a învăța ceva de acolo, ca să nu fim condamnați să repetăm greșelile lor. Cartea Judecător nu este doar o filozofie a istoriei, este și o fidelă oglindă a vremurilor noastre, a vremurilor noastre de anarhie spirituală în care ne ducem viața. Judecător 21:25 ni se spune: pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Nu seamănă cu vremurile noastre? Cartea Judecător nu este doar o filozofie a istoriei, nu este doar o fidelă oglindă a vremurilor în care trăim, este și o resursă de învățătură datorită marilor lecții practice de viață pe care le găsim narate în aceste capitole ale cărții. Chiar și în vremurile de criză profundă mai există nădejde. Deși sunt pomeniți un număr de 12 judecători, numai despre câțiva se vorbește cu oarecare detalii, așa că tot cuprinsul cărții poate fi rezumat astfel.
7 apostazii, urmate de 7 pedepse, care fac poporul să se pocăiască de 7 ori, urmate de 7 izbăviri minunate. La o privire de ansamblu peste Cartea Judecătorilor, se desprind două teme majore cu învățămintele specifice fiecăreia. Haideți să ne uităm la cele două. Ne uităm peste Cartea Judecători și vom privi întâi la cauzele haosului spiritual, să vedem dacă Dumnezeu are ceva să ne vorbească. Și apoi o să ne uităm la inima lui Dumnezeu în mijlocul haosului spiritual. Așa că haideți să pornim la drum. Cauzele haosului spiritual. Sunt câteva cauze care au generat situația, starea în care se afla poporul în vremurile acelea. Care sunt acestea? În primul rând, o primă cauză este ascultarea parțială de poruncile lui Dumnezeu sau o perspectivă denaturată asupra păcatului. Aceasta este o primă cauză. Sigur că neascultarea de Dumnezeu este motivul haosului universal, de la începutul până la sfârșitul istoriei. Dar mai subtilă decât neascultarea fățișă, dar la fel de fatală, este ascultarea parțială. Diavolul nu ne ispitește doar la păcate mari și fățișe, ci de cele mai multe ori la păcate mici și aparent inofensive. Pentru că, ne spune Scriptura, puțin a luat dospește toată plămădeala, sau vulpile mici strică viile aflate în floare. Micile semințe ale compromisului produc roadele eșecului. Care este ascultarea parțială a poporului despre care vorbim, o primă cauză a haosului spiritual? În primele capitole din Judecători găsim toate aceste adevăruri. În Judecători, capitolul 1, de la versetul 21 la 36, ni se spune în repetate rânduri, fiii lui cutare trib n-au izgonit pe cutare popor cananit. Când citim aceste pasaje, vedem clar că 9 seminții și jumătate din 12 nu au nimicit pe toți cananiții, așa cum le poruncise Dumnezeu. Ascultare parțială este ascultarea în linii mari sau ascultarea selectivă de poruncile lui Dumnezeu. Și această ascultare parțială denotă neînțelegerea gravității păcatului până la urmă. Pentru că odată cu decizia lui Adam de a mânca din fructul oprit, în lume s-a strecurat un monstru care se multiplică și urâțește necontenit. Și numele acestui monstru este păcatul. Păcatul este eșecul de a ne conforma legii morale a lui Dumnezeu prin fapte, atitudini și natura noastră morală. Păcatul contrazice sfințenia lui Dumnezeu, așa că Dumnezeu trebuie să-l urască. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. O spune Scriptura foarte clar, o spune Isaia în capitolul 59, versetul 2. Nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul ne înșală, ne înfășoară, ne împietrește și în final ne duce la moarte. Aceasta este înțelegerea Scripturii cu privire la acest monstru care s-a strecurat în lume. Gravitatea și seriozitatea păcatului îl îndeamnă pe Domnul Iisus la o cunoscută afirmație radicală. Citez Marcu 9:43. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghenă, în focul care nu se stinge. Este un limbaj figurativ, dar exprimă un mare adevăr, și anume, păcatul este atât de grav încât trebuie extirpat indiferent de cost. Pentru că dacă nu extirpi tu păcatul, păcatul te va extirpa pe tine. Oare cum arată ascultarea mea de Dumnezeu? Oare cum arată ascultarea ta de Dumnezeu? Este așa în linii mari, selectivă sau completă? Sau o altă întrebare aplicativă pentru noi. Care sunt domeniile în care ascultarea ta este selectivă? Poate Dumnezeu are ceva de transmis astăzi pentru fiecare din noi.
poate ne atenționează cu privire la un păcat care ar trebui extirpat din viața ta. Dacă nu-l extirpi tu, te va extirpa el pe tine. O a doua cauză a haosului spiritual în care se afla poporul este compromisul și înjugarea la un jug nepotrivit. În Judecător, capitolul 2, cu 2, ni se spune așa. Dumnezeu spune, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Și istoria merge mai departe și în capitolul 3 ni se spune ce au făcut de fapt cei din popor. Au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Deseori subestimăm impactul compromisurilor morale asupra vieții noastre. Scriptura vorbește în repetate rânduri și ne sunt așa de cunoscute versete, pasaje ca și acestea din 2 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Sau Iacov, în cuvinte și mai dure, spune în capitolul 4, versetul 4, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Și în versetul 7, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Pentru că este un mare adevăr pe care îl vedem atât în Cartea Judecător cât peste tot în Scriptură. Companiile rele, tovărășiile rele, ruinează intențiile și realizările bune. Ne uităm la poporul Israel din timpul judecătorilor, la acea generație și vedem spirala declinului lor, spirala declinului spiritual din vremea judecătorilor. Este o spirală descendentă. Începe cu o degradare socială, căsătoriile lor cu fetele neamurilor date spre nimicire. Apoi, de la degradarea socială, lucrurile merg mai în profunzime, la o pervertire morală. Fiecare făcea ce îi plăcea, fiecare făcea ce îi părea bine în ochii lui. Și apoi coboară la o destrăbălare spirituală. Iahve a fost înlocuit cu Baal și Astarteia, zeul furtunii și zeița fertilității. Și în teologia cananită, fertilitatea pământului depindea de fertilitatea relației dintre Baal și Astarteia, ceea ce conducea la modul lor de închinare, prostituție ritualistică sau sacră. Suntem protejați în Scriptură de detaliile acestui fel de închinare a prostituției sacre. Dar istoria ne relatează de fapt ce se întâmplă acolo, lucru care dă o lumină și mai clară asupra deciziei lui Dumnezeu de a curma existența acelor popoare. Închinătorul la Baal mergea la templu sau sub un copac sau într-un crâng și acolo se împerechea cu o prostituată a templului. Prin actul lor sexual, ei susțineau că îl stimulează pe Baal să copuleze cu Astarteia și astfel fertilitatea din cerul se va revărsa și pe pământ. Ne și îngrozim de o astfel de expunere imorală, publică. Nu-i de mirare că Dumnezeu ia astfel de măsuri radicale în ce privește popoarele din zona aceea. Spirala declinului spiritual din vremea judecătorilor. Dar oare nu putem face analogie cu spirala descendentă a declinului spiritual din vremurile noastre? Degradare socială. Cum arată cercul tău de prieteni? Lângă cine îți petreci timpul? Cui îi acorzi timp și prețuire? S-ar putea să conducă la degradare socială răspunsul la aceste întrebări. Poate Dumnezeu vrea să ne cerceteze în sensul acesta. Pervertire morală. Care este sursa scării tale de valori? Cine o stabilește?
destrăbălare spirituală. Cu cine te culci? Cui îi te dai? Poate că nu te duci sub un copac să te împerechezi cu o prostituată, dar în fața unui ecran. Copacii de atunci pot fi ecranele de azi. Nu e nicio diferență. Cum arată viața ta? Nu cumva te afli într-o coborâre spirituală? Oprește-te până nu-i prea târziu, vrea să ne spună istoria Cărții Judecătorilor. Trebuie, ni se cere să păstrăm o anumită separare față de lume, și aici mă refer față de valorile ei, altfel vom fi înghițiți de ea. Cauzele haosului spiritual în care se afla generația judecătorilor. Continuă cu a treia cauză. Lipsa unei cunoașteri personale și experiențiale a lui Dumnezeu. Judecători, capitolul 2, versetul 10, spune așa: tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui, se referă la generația lui Iosua. Și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul și nici ce făcuse el pentru Israel. Generația lui Iosua a dat lupta și a câștigat confortul și pacea generației următoare. Așa că aceasta a treia cauză de care vorbim acum, cauza haosului spiritual, are de-a face cu sindromul generației a doua. Pierderea cunoașterii personale și experiențiale a lui Dumnezeu. În alte cuvinte, când o generație duce lupta credinței și câștigă victoria pentru generația următoare, aceasta din urmă, doar intrând în binecuvântările câștigate de cei de dinainte, este în pericolul de a-și pierde perspectiva luptei. Confortul câștigat pentru ei i-a lenevit, i-a condus la automulțumire, la indiferență. Adevărul, lecția de viață pentru noi ar putea suna așa: când te relaxezi în viața spirituală și încetezi lupta, ai șanse mari de a sfârși în neascultare de Dumnezeu. Poate ești a doua sau a treia generație de credincioși și nu înțelegi de ce ești copleșit de păcate și ispite. Poate că ai intrat în moștenirea câștigată de părinții tăi și nu ai acea cunoaștere personală și experiențială a lui Dumnezeu. Știi câte ceva despre Dumnezeu de la ei, ai crescut într-un mediu în care se vorbește despre Dumnezeu, dar tu personal nu l-ai experimentat încă pe Dumnezeu. Cu cât viața ne este mai confortabilă, cu atât superficialitatea spirituală începe să ne dea târcoale. Nu lăsa garda jos, ne spune istoria generației judecătorilor. Caută să-L cunoști pe Dumnezeu, să vezi ce anume i-a determinat pe înaintașii tăi să urmeze această cale. Cere lui Dumnezeu să ți se descopere personal. Caută experiențele tale personale cu El. Ca să nu fii nimicit, mâncat pe dinăuntru de sindromul generației a doua, lipsa unei cunoașteri personale și experiențiale a lui Dumnezeu. Și a patra și ultima cauză a haosului spiritual întâlnit în Cartea Judecători ar putea fi numită așa: lipsa unei înțelegeri coerente a pocăinței. Pocăința poporului, o să vedem în Judecătorii care urmează, pocăința poporului este doar una izvorâtă din necaz, din insuportabilitatea pedepsei ce a venit peste ei. Nu era una profundă, izvorâtă din înțelegerea sfințeniei lui Dumnezeu. Ne uităm la popor și vedem că ei nu se căiau din pricina înțelegerii răului ce îl făceau lui Dumnezeu, a jignirii aduse caracterului lui. Se căiau, strigau către Domnul, pentru că nu mai suportau greutatea pedepsei. Pocăința se definește ca fiind un regret sincer pentru păcatele săvârșite, o renunțare la ele și un angajament sincer de a trăi în ascultare de Dumnezeu. Am văzut patru cauze majore ale haosului spiritual în care se afla generația judecătorilor.
Haideți să ne uităm în final și la inima lui Dumnezeu în Cartea Judecător, inima lui Dumnezeu în mijlocul haosului spiritual. Cum se raportează Dumnezeu la aceștia? În primul rând, observăm că răspunsul lui Dumnezeu pentru acea generație este exact același cu răspunsul lui Dumnezeu pentru orice generație. Harul, un favor nemeritat, izvorât doar din iubirea Lui pentru ființele create de El. Și citim primele capitole din Judecători și vedem acolo un proces de felul acesta. În capitolul 2:12, au părăsit pe Domnul și au mâniat cu Domnul. Câteva versete mai jos, Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel, i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-au vândut în mâinile vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău. Mai în jos, cu câteva versete, Domnul a ridicat judecători ca să izbăvească din mâna celor ce-i prădau. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți dumnezei și s-au închinat înaintea lor. Versetul 18, capitolul 2. Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul și le izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului, căci Domnului îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și chinuiau. Ați auzit? Nu atât de mult pocăința poporului, cât, între ghilimele, pocăința lui Dumnezeu este aceea care întinde mâna de ajutor. Domnului se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce apăsau și chinuiau. Inima lui Dumnezeu plânge și amână satisfacerea dreptății și le trimite un izbăvitor și le dă iarăși o gură de aer proaspăt. Mare lucru este să ai un Dumnezeu care îți oferă daruri pe care nu le meriți. Și în al doilea rând, inima lui Dumnezeu în mijlocul haosului spiritual are de-a face cu acest adevăr. Dumnezeu are înțelepciunea și plăcerea de a se folosi și de lucrurile mici, slabe și disprețuite ale lumii pentru a face lucruri mari, tari și prețuite. Ne uităm la Ehud, un infirm stângaci. Ne uităm la Shamgar, care cu un otic de plug îi biruiește pe prădători. Ne uităm la Deborah, o femeie de care Dumnezeu se folosește ca să izbăvească poporul. Ne uităm la Iefta, fiul unei prostituate. Ne uităm la Gedeon, un om neînsemnat dintr-o familie mică și săracă. Aproape toți judecătorii au fost oameni cu statut sau abilități reduse, omenește vorbind. Deși fiecare a avut câte un handicap, acesta nu a fost un obstacol, ci a devenit un atu sub îndrumarea suverană a lui Dumnezeu. De ce oare? De ce Dumnezeu se folosește de lucrurile mici, slabe și desprețuite ale lumii pentru a face lucruri mari, tari și prețuite? De ce? Cred că din câteva motive. Ca să dovedească că altcineva stă în spatele faptelor mari pe care respectivul om le face. Ca să se reveleze omului pentru a-l determina la închinare și ca urmare la viață. Aceeași idee, același adevăr cu privire la Dumnezeu, la inima Lui, îl regăsim și în Noul Testament. Pavel îl exprimă așa, declară în 1 Corinteni, capitolul 1, unde spune așa, versetul 19 și până la 31. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Acesta este unul din motive pentru care Dumnezeu procedează așa, se folosește lucrurile mici, slabe și disprețuite ale lumii, ca să facă lucruri mari, tari și prețuite. Dar mai este încă un motiv. Ca să ne transmită nouă mesajul acesta, mie și ție. Nici tu nu ești prea mic și neînsemnat pentru ca Dumnezeu să nu poată face lucruri mari pentru tine. Lasă-te în mâna Lui, dă-te pe mâna Lui, mergi pe mâna Lui și nu vei fi dat de rușine.
Dumnezeu este gata să te ia de la nivelul la care ești și să te ducă la nivelul la care vrea să fii. Am spus aproape toți judecătorii sunt oameni cu abilități reduse. Și am spus aproape toți pentru că nu toți au avut abilități reduse. Vedem un Oniel și vedem un Samson care au avut abilități în a conduce. Deci, nici cei cu abilități nu sunt excluși. Duhul Sfânt este până la urmă cel ce dă tăria și biruința. În politica lui Dumnezeu nu există nici oameni mici, nici oameni mari. Există doar oameni consacrați și neconsacrați lui. Tu de care ești?